Domnilor, vorbim despre un incendiu care a avut loc în urmă cu foarte puțin timp la o clădire din centrul vechi al capitalei. Colega mea, Ana Maria Bujor, senior editor Antena 3, în legătură telefonică directă cu detalii despre ceea ce se întâmplă chiar în aceste momente acolo. Ana, bun găsit! Bună ziua, Maria, bun găsit tuturor! Așadar, vorbim despre un incendiu care este în desfășurare în acest moment. Este undeva în spatele centrului vechi al Bucureștiului. Vorbim așadar despre un pod care arde. Înțelegem că este vorba despre foarte mult lemn acolo. Acesta este motivul pentru care pompierilor le este greu să îl stingă. De asemenea, înțelegem că se acționează și pentru ca incendiul să nu se extindă, tocmai pentru că există această posibilitate. Înțelegem că această clădire are deschidere stradală de aproximativ 40 de metri, de urmare posibilitatea de a se extinde este una destul de mare. Suprafața afectată este de 300 de metri pătrați. Deocamdată nu vorbim despre victime și pompierii acționează chiar în timp ce noi vorbim pentru stingerea acestui incendiu. Da, Ana, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații.